Dealteanca este un sat al comunei Glăvile, județul Vâlcea. Satul Olteanca este pe rază de 8 km. Deci atât are satul Olteanca, 8 km. Este o zonă geografică frumoasă, cu mulți pomi fructiferi, multă viță de vie, are un pământ foarte bun, productiv, dacă îl muncești. Dacă nu îl muncești, nu este productiv. Crește mărăcini. Mă numesc Nicolae Găgeanu, sunt născut în anul 1962, 26 februarie, Comuna Sutești, județul Vâlcea. Și dumneavoastră? Mă numesc Găgeanu Ana, născută în 1962, Comuna Glăvile, județul Vâlcea. Satul Olteanca. Satul Olteanca. Căsătoriți de 30 de ani, căsătorit din 1985, având 2 copii, o fată căsătorită în Rio de Janeiro, un băiat căsătorit în Qatar. Vecinii sunt băieți buni, sunt în vârstă. Vârsta medie este de între 50, să zic așa, și 80 de ani. Deci aici sunt vecinii. Aici este nenea Nică Florica, vecinul meu. Mai în vale este nenea Aurel Dârleciu. Mai încolo este nea Costică Milia, nea Costică. Așa, aici este familia Priboi, Ion al lui Mitrel. Mă numesc Lucieru Ion, sunt născut aici, în comuna asta, în Olteanca, am 4 fete. Așa, după care am ieșit la pensie și m-am retras aici, la țară, am uitat. Am 14 ani, da, cu soția, 14 ani de când am venit acasă, la pensie. E rău la țară, e bine. Îmi place, mai bine decât la oraș, mai bine stau la țară. Aer liber, ieși în grădină, faci ce vrei. Dacă astăzi vreau să mă duc la muncă, mă duc, dacă nu, mă odinez sau... Nu, e bine la țară. Băie Caterina, m-am căsătorit și am făcut casă aici, cum se vede, era mărăcin pe aici, pe dealături. Am făcut tot ce se vede. Nepoata e singură, nepotul a murit, Dumitru aici are din deal nevastă să ia la spital, că e bolnavă rău. Ăsta, vecinul a venit acum din la închisoare, că a omorât pe tatăsul. Așa? Și ceilalți sunt pe aceea, așa, pe unde sunt ei. Ați ajuns bine cu ei? Da, n-am probleme, nu. Nino, dar rău pe Bunul Dumnezeu să-mi ajute să-i înțeleg, dar nu am probleme cu ei. Florica Dumitru. Și Florica Maria. Florica Maria. Soția lui. Olteanca e frumoasă, pădure, e agricultură frumoasă și e aer sănătos la noi. Aer de pădure, aproape de munte. Cum vă numiți? Aoleu, Dârleci Aurel. Și câți ani aveți? 81, merg pe 81. Mulțumesc. Mulțumesc. Cum vă știe lumea? Cum vă strigă? Mă știe bine. Mai zice și Aurel Vlaicu, și Aurel, și Aurel Dârleci. Nu Aurel Dârleci, Aurel, când mă strigă, Aurel. M-am căsătorit, am copii, am 3 copii, 2 băieți și o fetiță. Pe mine mă cheamă Costică Hudroagă. Suntem de aici, în satul ăsta, dintotdeauna ne știm. Părinții mei, de asemenea, și părinții lor, tot în această comună au trăit. E un sat relativ mic, toată lumea se cunoaște cu fiecare. Așa?
Acum, da? Acum, uite, tac! Viața nonteancă este normală. Mai frumos decât la oraș? Avem liniște, nu ne deranjează nimeni. Păi ne ocupăm cu agricultura și când nu e de agricultură, în gospodărie, păsări, porci. Animale. Spunem și vaci, spunem și capre, spunem și oi, pentru că au aici în sat așa ceva. Fiecare om are grădina lui și de acolo trăiește. Roșii, castraveți, dovlecei, dovleac, porumb, mai mult porumb se cultivă. Dar toată lumea are, deci orice om are ceva în curtea lui. Uitați, până acolo în gard în jos, pe aici așa, la fel, vie, grădină, ceapă. Le ușteam, nu? Le ușteam, vrei? Asta, mică? Nu, mă, de la... Săptămâna l-am pus-o, că mi-a rămas. Ia, a crescut asta, n-a crescut. Am pus-o mai de mult pe aia. Sap la vie. Sap la vie și... Mi s-a făcut în vie cu treburile mele. A pus ardei și pe... Și a pus și porumb, oabe de porumb. Așa, ardei a pus... Și platagele, sămânțe de platagele. Și-au răsărit. Și pe perioada comunismului aici era un ceapel, nu era? Da. Puteți să vorbiți un pic despre ceapel? Cum era ceapelul ăsta? Să știți că era foarte bun. Foarte bine dezvoltat. Foarte bine. Foarte de acum. Poate de acum era mai bine. Era ieftin, toate găsai și era, plătea și ceapelul. Aveai cu ce te hrăni, aveai să te răzba. Mai multă forță de muncă a fost atunci? Forță de muncă, multă. Muncea, era lume multă. Te obliga să te duci să muncești. Te obliga? Te obliga. Și dacă nu te duceai? Dacă nu te ducea, îți lua lotul ăla... 30 de arii. De 30 de arii, atât aveai. Aveai voie la 30 de arii? Da. Ale tale? Da. Și în alea tu trebuia să trăiești, din 30 de arii? Da. Așa, și restul pământului, ce s-a întâmplat cu el? L-a luat el. L-a luat ceapeul. A săpat la vie, l-a legat, l-a tăiat, l-a... Asta, când e cu via, când termin cu via, e cu porumbii. Pui porumbii, apoi trebuie prășiți, acum mai nou să ierbicidează, știi? Ierbicidează. Asta e, mai faci treburi pe acasă, nu? Câte că acasă întotdeauna e de lucru. Întotdeauna e de lucru. Fiecare gospodărie își face, își culege via lui și își face băutura lui. Și pregătește băutura pentru nevoi personale. De ce se întâmplă cu băutura? Este vândută? Consumată? Este consumată de... De familie și ia surplusul să mai vinde, îl mai vind oamenii la orașe. Se bea mult aici? Nu. Se bea în limita posibilităților, care este sănătos bea mai mult, care e bolnav. Nu bea deloc. Deci aici băutură se găsește. Păi de ce? Ajunge. Păi ce ai? Nu, ajunge. Păi cum? Nu, că noi nu bem, că mai avem treabă, tanti Ghita. Lasă treaba! Ia. Păi. N-auzi. Păi, femeile bea mai mult decât trebuie. Nu, dacă m-aș îmbăta eu, nu două căptămâni te leamne, m-aș îmbăta. M-aș îmbăta, că de-aia nu-și copilul. El nu-i îmbăta cu băutura joa din inimă. Bei două, cinci, două părere. Sau bei o bere, da. Eu dacă nu mă beau, că toți când vin la mine pe la vârf, eu îi cinstesc, că și la mine cine nu vine, nu-i trebuie. Ce cu voi dacă tu nu bei? Bă, dacă nu beau și sunt bolnav, nu am voie să beau, adică nu bei și nici tu, dar nu să bei, bă, stem, deși... Vezi? Vezi câte la ei, câte unul ca să se lăsă, da? Și deși tu, două socane. Păi da. Și el mă cere și mi-a dat încă trei patru. Și pleacă... Păi cere? Păi da. cere. Și când vă întâlniți, vă serviți cu câte o cafea sau ce, cu ce? Cât un rachiu, că cafea, și cafea, da, și cu cafea ne mai servim.
Dar eu nu prea vreau să o fac cafeaua. Dacă o face cineva și o beau și eu, aia altceva. Așa și... Dar e de făcut, nu fac. Copilul are acea. Are cafea. Dar eu nu pot... Nu pot să o învârtesc, adică nu știu cât să trebuie la fiert, mă rog. Și-i pleba românească, nu? Păi, ai nes? Eu trică mă iau. Așa, ne puteți arăta cu ce beți, cu căpaharul sau cu ciocanul? Cu ciocanul. Ia, ne arătați cum e un ciocan? Mă duc să-l iau? Da. Ce bă, Neaurel, îmi place de Neaurel, ai văzut? El își bea are bericioi ca lui și bea tu însuși, Neaurel. Ai văzut cum arată? Muncește. Îmi place de Neaurel. Și mă cum deci ăsta este ciocanul, nu? Da, deci ăsta este ciocanul. Așa. Și cu ăsta eu pui rachiu în el și la apropii cu mâna la gură. Așa. Și fac așa. Și câte ciocane vezi? Beau câte trei ciocane. Beau. Ciocane din la negrave? Trei. Unu, două, trei. Dacă se lungește, se îmbunește, se îndulcește, beau și bal de patru. Așa. Înainte de masă? Înainte de masă, beau două înainte și apoi după ce mai mănânc, mai beau iar două. Da, începând de acolo așa. Vi așa. Așa, așa. Vi aici și după aia la final acolo. Suică de România, de Olteanca și e gheprună. Aute ce frumoasă, e galbenă. Din prunii ăștia care sunt alpi aici. Au ce bune. Satul se depopulează. Aș spune din două părți, din două motive foarte serioase. În primul rând, populația care a rămas a îmbătrânit, iar alții, în 1990-95-2000 chiar, au emigrat în Europa de vest și foarte rar mai vin în sat, eventual la 5, 6, 7 sau poate deloc. Chiar eu am un băiat care a plecat în Spania, s-a căsătorit cu o fată din Spania, trăiește alături de părinții fetei acolo și au construit o casă și au făcut și doi copii și nu o să se mai întoarcă niciodată. Familiile tinere au plecat în străinătate. După bani? Copiii, în 2003 am plecat în Italia, am vreo 5 ani de acolo. Am dus copiii acolo, fetele, una e la Vâlcea și trei sunt acolo, după azi acolo în Italia. Au plecat copiii. Poate se întorc. Nu se știe că care se duce acolo, are și face viitor acolo și nu. Se trece pe numele copilului, pe numele țării ăia și numele. Asta de guvernant, poți să vorbesc? Deci din 1989, după Revoluția Română, toate guvernele care s-au perindat în țara românească au distrus industria. Au vândut-o așa, aiurea. Au vândut-o mai mult pe nimic. Și tineretul, când a văzut că nu mai are industrie, nu poate și să... Și nu are unde să muncească. Au plecat în alte țări. În lumea mare. Pentru că în țara românească nimeni interesul să nu meargă industria, să o distrugă și să o vândă la fier vechi. Și asta a afectat Olteanca? Și a afectat nu numai Olteanca, a afectat toate comunele. Toată România? Toată țara. Au o vârstă de 80 de ani și așteaptă sfârșitul. Ei speră să se întoarcă copiii, să se întoarcă lor, copiii lor, nepoții lor acasă, ceea ce nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Băi,
Interide. Ajungi? Ajungi așa că bătrânețele sunt urâte. Bă, suntem acum că noi suntem tari, dar vezi, omul e ca un om. Da. Îi dai jos să sparge. Uite coala, uite ce femeie era. Ții minte? Da. Cât a alergat și muncea. Da. Te pune bani la jos. Eu sunt cam păducă, dar... E, cum să fii păducă, neamă? Păi de ce zici așa? Mă văd eu. Malvinul, mă văd eu. Și mai târziu ce vrei să faci? Vrei să vii aici să stai de tot rol, Teanca? Nu știu. Că nu ai terminat școala, când ce-am luat aici. Te gândești să te muți la mamaie? Da, dar mamaie până atunci. Până atunci moare. Da. Și păi mă aud aici, singur. Păi mai știi, mamă, de unde... Poate mor și mâine, Doamne ferește. Va fi Olteanca peste câțiva ani. Are să fie mai greu. În momentul de față, la viața la aici, la sat, numai ca aspect recreativ pentru cei care vor să iubesc natura și vor să respire aer curat, în rest e o corvoadă. Creșterea animalelor, lucrul pământului, de care cei care sunt în vârstă, au 70-80 de ani, sunt foarte legați, pentru ei înseamnă enorm și nu vor înțelege niciodată ca aspect principal aspectul recreativ. Cred că peste câțiva ani puțin o să mai fie, pentru că e sat îmbătrânit. Sunt mulți bătrâni, tineretul a plecat la oraș, care e la oraș, nu prea mai vine acasă la sală, la oraș. Peste 10-15 ani. Poate s-o schimba alte. Să vină cineva să se stabilească tineri, familii tinere cu copii, poate atunci, să zicem, va fi ceva care să nu rămână pustiu, dar altfel... Nu-mi place mama aici, m-am pomenit din 53 și până în prezent m-a luat acasă, m-a luat copii, m-a luat în acasă, m-a luat supărări. Unde să mai mă duc? Mă roagă fetele să mă duc la ele. Aici am făcut ce se vede, de aici să mai apuc. Eu nu plec nicăieri.